Joi 27 septembrie, Sindicatul Fraternitatea din Penitenciarul Giurgiu, membru al Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, a organizat un protest. Astfel de acțiuni au avut loc în același timp și la penitenciarele din Craiova, Slobozia și Galați, unde angajații cer soluționarea următoarelor revendicări: condiții de lucru mai bune, plata orelor suplimentare restante, stoparea împuternicirilor ilegale, eliminarea discriminărilor salariale, aprobarea statutului polițistului de penitenciare, încetarea abuzului asupra pensionarilor, plata integrală a orelor suplimentare curente. Până la urmă avem revendicări de bun simț și cerem plata integrală a orelor suplimentare, cu toate că Ministrul Justiției a promis că ne va plăti integral aceste ore suplimentare. La nivel de sistem avem peste 1 milion de ore suplimentare efectuate, nerecuperate și neplătite. Cerem standarde de personal pe condiții de muncă pentru personalul de penitenciar, pentru că este normal să avem un cadru legislativ la care să ne raportăm atunci când evaluăm condițiile de muncă din penitenciar. Cerem ca ministrul să organizeze de urgență concursuri pentru funcțiile de top manager. Avem, de când a venit domnul ministru al Justiției la conducerea ministerului, un sistem de vasalizare impus prin împuternicirea diferitor ofițeri care în cele mai multe cazuri nu au dovedit capacități profesionale pentru funcțiile ocupate, astfel că din 6 în 6 luni anumiți oameni apropiați ai ministrului și ai directorului general sunt împuterniciți pe funcții de director de unitate, fapt ce ne afectează profund activitatea în penitenciare. Prezent la acțiunea de protest de joi dimineața a fost și Sorin Dumitrașcu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Am cerut și noi, așa cum s-a întâmplat pentru învățământ și pentru sănătate, să intrăm pe acea grilă de salarizare din 2022. Am cerut, practic, să se aplice legea. Există deja o lege aprobată de Parlament și am cerut să se aplice. N-am cerut nimic în plus, da? Așa cum am cerut plata acelui 1 milion de ore suplimentare. Sunt peste 1 milion de ore suplimentare în sistemul penitenciar, înregistrate de către administrația penitenciarului, nu de către noi. Nu e statistica noastră. Sunt colegi care s-au pensionat și au pierdut aceste ore suplimentare. Dacă revendicările angajaților penitenciarilor din România nu vor fi rezolvate, aceștia anunță că își vor continua acțiunile în instanțele civile și penale împotriva ministrului Justiției. De asemenea, pe data de 3 octombrie, peste 400 de angajați ai penitenciarilor din toată țara se vor deplasa la București pentru un protest în fața Ministerului Justiției.